Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars cu noul meu record de trofee. După cum observați, s-a resetat sezonul pentru că am dat eu din greșeală aici, dar cu tot cu resetarea sezonului am 20.675 de trofee. Adică au scăzut trofeele, dar tot la fel față de recordul meu, că aveam 20.720 parcă, tot pe acolo am rămas. Bineînțeles că recordul meu este de 22.352 de trofee pe care l-am făcut și l-am făcut destul de chinuit. Poate o să pușesc sezonul acesta la mai mult, pentru că deja am 20.675 aproape de recordul pe care l-aveam eu înainte. Sezonul avem aici ca să ne putem uita. Am avut 800 de trofee, 800 și ceva, 835 parcă sau ceva de genul pe Jackie și mi-a scăzut-o și mi-a făcut-o de-abia 750. Deci scade mult, mult, mult mai puțin trofeele pe Brawler după cum observați. 5.080 de star points-uri mi-a dat. Ce mai mare am avut-o pe Jackie, Tara, Jean, Mr. P, Piper, Colt. La fel la 650 mi-a scăzut Dana, Mike, Obi, Sandy. Dar există posibilitatea ca să pușez la mai multe trofee, scăzând mai puțin trofeele pe Brawler. Dar e foarte bine, 5080 de star points-uri. Chiar dacă n-au băgat multe lucruri noi ca să cumperi cu star points-uri. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare. Nu știu care ar fi șansele să facem 22.352 de like-uri la acest episod, pentru că YouTube-ul este la pământ în ultimul timp. Dar nu uitați de butonul de like, follow pe Instagram madelin.tatiana23 și dacă cumva vă jucați Fortnite, codul Madelin pe Item Shop, dați-mi tag pe Instagram și o să apăreți la mine la story. Și vreau să intru și pe contul secundar, pentru că acolo n-am intrat absolut deloc toată ziua. Să vedem și acolo câte puncte am luat. Nu cred că sunt prea multe. Am intrat și pe contul secundar, după cum observați aici. Aici apare în timp real, pentru că n-am mai făcut eu vreo prostie ca să intru din greșeală. Nu cred că o să fie foarte multe, maxim 2000. Aolo, 1140, când am vrut să spun maxim 2000, am făcut 1000. Ok, 18.000 de trofei am și aici. Pe ăsta chiar nu am pușat, să vedem ce mi-apare aici. Ok, Free Jackie. Văd că și powerpoint-ul, dar nu o să iau. Wow, rău, 30 ca la ofertă, 39 de gemuri. Dar nu are să se cupăr pe ăsta. Dacă mă întrebați câte trofee am pe Jackie pe contulețul acesta, 430 de trofee. O să pușez, bine, mai mult am pușat la 3v3 sincer cu Jackie pe contul acesta. Dar în mare parte vreau să pușez pe contul cel mare. Ce rămâne de făcut decât să jucăm și nu o să joc doar la solo. O să bag câte un meci la 3v3, la Gem Grab, Brawl Ball, Siege și la solo, Showdown. Pentru că de fiecare dată eu băgam numai solo, solo, solo în continuu și nu prea e ok să bag în continuu. Ia de mapa, ce ar merge pe mapa aceasta, băieți? Ce ar merge așa super, super, mega bine? Ar merge o roza pentru că sunt boscheți, părerea mea, și e bună de presiune. Ia să vedem dacă ne ajută. Mare parte eu tot timpul băgam la început de sezon, băgam solo, dar acum vreau să mă focusez și pe 3v3. Vreau să mă focusez și pe 3v3 ca să pușez sezonul acesta. O să mă duc eu pe partea dreaptă, nu o să mergem așa all-in. Ok, sunt ăștia aici, eu vreau să pun o presiune pe ei. Este și Brock aici, este Penny acolo, mi-a dat un hit destul de bun. Dar mai și parcă era un... ce bine a dat hit-urile. Parcă mai era un Brawler, băieți. Ok, am omorât-o pe aceasta. Ok, era el primul, da. Bun Frank acolo, bine superu. Este și Brock pe care, gen, Brock l-a băgat pe... foarte bine acolo a sărit. Dar nu prea are... Am nevoie ca să bași tureta, nice, perfect. El primul acolo, cred că va trebui să-l ajute pe Frank. Ok, se descurcă deocamdată. Mamă, ce scartofă i-a dat, ești nebun. Nu, sunt cine știe ce jucători, mi s-a blocat și cursorul, nu știu ce naiba. Vedeți, câteodată mi se blochează cursorul. Dar nu înțeleg din ce cauză, frate, nu înțeleg din ce cauză. Mi-am dat superul, nu are sens. Ok, chill că nu prea mă ajută Piper, din păcate. Brock a ratat superul, nice. A pus tureta foarte prost, o voi bate aici, mă ajută și Frank. Bă, și Frank a jucat-o super bine, n-am ce zice. La el primul trebuie să avem grijă foarte, foarte mare. Mamă, au jucat-o super bine ăștia random. Random n-au jucat-o super bine oamenii. L-am ajutat acolo, m-am dat superul. Brock, aici o să vină siguranță mine. O să mă bat după perete, nice. Și ăsta a fost primul meci de 3v3 din acest sezon. O să încerc eu ca să mă străduiesc mai mult să joc la 3v3 sezonul acesta. Și poate nu cu random, poate chiar cu voi o să joc pe live, să vedem. Ok. Tokenuri pe care ți le dăm fiecare zi. Mamă, încă o mapă de boscheți. Păi băgă în rosa și pe asta, tăticul. Mapa asta, dacă nu mă înșel, a fost la PSG Shelly, la turneul acela. Ok. Este Nita aici. Ok, eram sigur că o să mai dau hit. Trebuie să mă dezobișnuiesc de al ok. Sincer.
Opa. E bună și... Bă, dar nu înțeleg cineva se întâmplă de gen, îmi fuge cursorul, îmi patinează cursorul, cum s-ar spune. O să dea... Eram sigur, eram soartă. Patinează cursorul, băi, ăsta, nu înțeleg de ce cauzi. Înțeleg. Ok. Am făcut treaba acolo, Daryl, dar nu cred că poate să dea și gol. Sau? Nu, o să dau eu. Sau nu o să dau eu? What the hell? Mamă, frate, cât are, câtă viață are ursul ăla, bro. Doamne, și câtă viață a putut să aibă ursul ăla și credeți-mă că nu credeam, gen, credeți-mă că nu credeam în ghilimele, că are și star power. Ok, l-am bătut pe ăsta aici, ursul tot dă mine, mamă, de-mi rupe fâșul și are și aia, Doamne, tureta vieții. Băi, e foarte bun timul lor. Gen, timul lor e foarte bun. Tureta de la Jesse, ursoaica. O să dea cu superul? Mamă, ce bine a salvat acolo. Chill. Trebuie să-l ajut pe ăsta, ai de viața mea, că nu se descurcă cu ursul. Nebunesc, mă ia criza. Ai, doamna, băi, n-am ce să fac. Urs, turete, tara. Minunat. Minunat, băieți, minunat. Ce mă place jocul ăsta, vai de viața mea. Și mie mi-a dat un broc. Bă, dar cât își mai pun asta, mă? Acum să dea pasă. Let's go. Ok, 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 bun. V-am zis, meciul nu este pierdut încă. Încă nu este pierdut, băieți. Foarte bine jucat, Brock. Presiune. Bă, neașteptat de bine. Neașteptat de bine a jucat-o Brock, sincer să vă spun. Neașteptat de bine a jucat-o Brock. Dar totuși, frate, totuși. Brock, Daryl și Brock nu era maxat. Eu nu puteam să mă apropii de adversari. Tara, Jesse și Nita. Componență super bună pentru random. Chiar a fost o componență foarte bună. Și ușor, ușor mă apropii și de trofeele pe care le aveam eu în trecut. Pe mapa aceasta cred că o să mizez mai mult pe Sandy. Cred eu. Unde este? Ia să vedem că nu mai văd. Adică nu-l mai văd că este băiat de fapt. Uite aici. Dar să iau pe atac, ok, bun, pe atac. Mă apropii de trofele pe care nu le-am avut sezonul acesta de l-am terminat. Sezonul înainte. Mortis pe mapa asta cu Tic. Cred că o să fie un meci foarte ușor. Cred. O să țin eu mijlocul. Ok, Tic acolo a pus destul de multe mine. Ah, este Shelly Mortis. Nice acolo. Trebuie să ai pe grijă. Uite mă frate, bă, de ce asta mă unii în alții? Bă, băieții mei, de ce asta mă unii în alții, frățiorii mei? Da, nice. O să fie un meci ușor, am zis. Că-mi dă cei mai proști jucători, n-am mai zis. Că-mi dă cei mai proști jucători, n-am mai zis, băieți. Că El Primo nu joacă nimic și cu Nita, n-am mai zis. Da. Nu că aș fi jucat și eu ceva anume. Dar totuși îmi dau silința, băieți. Totuși îmi dau silința. Am pus acolo. Ok, l-a omorât. Nice, nice, nice. Așteptăm chill. L-am bătut acolo. A luat piulița. O să bubui acolo. Dar sper să se descurce El Primo. De ce măsură poate să se descurce el? La 2. Ok, stăm bine, vine robotul la noi. Ceea ce eu, lor o să le fie greu ca să se apere cu Mortis și cu Tic. Foarte greu o să le fie, băieți. Nice, l-am omorât pe Tic. Deci o să le fie foarte greu ca să se apere cu... Ok, let's go, let's go, let's go. Botul are... Ok, punem asta aici. Mamă, deci efectiv Sandstorm-ul. Sandstorm-ul le-a bătut. Ok, nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Spuneți-mi, vă rog, din suflet, de câte ori am zis ok pe acest episod.
Și știi din ce cauză spun? Pentru că sunt presat de situații, adică când sunt foarte concentrat, vreau să zic ceva, dar nu mi iasă decât ok. Hai să mă joc și cu Leon, că m-am mâncat de ceva timp. Da, tot timpul când sunt presat de situații și am, nu, emoții, în ghilimele emoții, că na, cine ai, eu nu pierd nimic, decât niște trofei și niște nervi. Dar când sunt presat de meci, de situație, eu zic ok. Avem și un abonat, Alex Alexandru, chiar pe episod. Ok, ce hit bun. Din nou am zis, bă, mă, frate, trebuie să mă scap ticul ăsta. Ticul ăsta verbal de ok. Deci cine ghicește de câte ori am zis ok, primește o inimioară de la mine. La comentariu. E Spike aici. Aolu, nu, nici nu mă apropii de Spike ăla. Am vrut să zic ok. Oh my god, man. Sper că nu-i cineva pe aici. Nu, bă, dar uitați-vă puțin. Mai sunt 9 brawler. Mai sunt 9 brawler, băieți. Și mă presează și Shelly. Very nice. Ce mai nasoc că se întâmplă chestia asta. Pe bune, dar unde sunt ăștia de nu se bat? A, pe unde sunt ăștia? Nu am de ce să mă mir. Atâta timp cât uitați-vă la Shelly ce face. Și nu pot să mă bag în ea să mă risc? Deci nu m-am bătut cu nimeni meciul acesta din simplu fapt că nu am cum. Din simplu fapt că nu am cum. Acum pot să pun un damage destul de frumos. E o problemă foarte mare din simplu fapt că ăsta are avantajul peretelui. Hai că a murit, nice. Să-mi dea Spike superul. Și el este pe cale să moară. Ok, a murit. A murit. Minunat. Și am luat locul 3. Ce șmecherie. Dar voi vedeți că meciurile la solo cel puțin sunt din ce în ce mai grele? Nu știu dacă sunt singurul care observă chestia asta. Nu știu dacă sunt singurul. Vreau să mă juc cu Daryl, frățiorii mei. Cu Daryl, nu, da, cu Daryl normal, nu cu skin-ul acesta. Nu m-am jucat mai deloc cu Daryl cu skin-ul. De fapt, remodel este. O să fie ultimul meci. Dar voi observați, nu știu dacă ați văzut sau nu, că meciurile sunt din ce în ce mai grele la peste 500, nu, cam 600 de trofei. Foarte grele, bro. Foarte grele, nu mai sunt ce era odată. Lumea nu se mai riscă, nu se mai bate. Toată lumea stă pasivă. Să pușeze pentru niște amărâte de trofei. De asta și mi-am făcut foarte mulți nervi sezonul acesta. Pentru că lumea nu se mai bate. Cum e vorba aia, lumea s-a schimbat. De fapt, melodie. Lumea s-a schimbat. Hai, luați-o ușor. Mersi. Este un boa aici, ok, știam. Iar ok. Doamne, că nebunesc. Bă, exact ce vă spuneam. Lumea nu se mai bate, doar stă așa puțin pasiv. Pasiv și te presează. Uitați-vă aici. Uitați-vă puțin. Am avut noroc aici, să știți. Am avut noroc. Am avut chiar noroc. Asta mi se pare super de rahat. La momentul de față. Super mega de rahat. Leoane. Ok. Piper care îi dă ceva lui Shelly acolo. Mersi. Mi-a dat și mie, ce drept. Dar tot stă Leon ăsta după mine. Băi, deci îl freacă rău de tot bătaia pe ăsta.
S-a gândit și Piper. Hai să dau și eu niște hipuri așa în el, ca să-l scap puțin și să-l bată Leoan. Băi, ce mă, ce țeapă mi-au, ce țeacă mi-au. Ce țeacă mi-au de la ăla. De la gadgetul lui Leon. Hai să dau și eu niște hituri. Ia uite-l, bă, fix când am ieșit, bă, fix când am ieșit. Ba piciorul în el, ba piciorul în el de joc și de... Nu, efectiv, nu mai pot, frate. Nu mai pot. Nu știu dacă sunteți și voi în acea situație, în situația mea. Bă, dar efectiv, nu mai poți cu ai jucător, frate. Bă, nu mai poți. Că m-am enervat destul de mult, voi mai da un match. Un match ca să, gen, să fac 20.720 de trofei cât aveam eu recordul trecut. Ma bineînțeles că am un nou record. New record. Trebuie să schimb și aia de la naibă neapărat. Cu recordul, că tot mi-a zis. Văd un cu Daryl. Daryl căruia i-am dat un damage destul de frumos să se bagi chestul aici. Vine și el să dea hit, bineînțeles. Sigur că da. Nu se mai riscă, dar iau power-up-ul ca să plângă puțin. Nice. A fugit omul, a fost frică. Nici eu n-am vrut să mă duc prea agresiv pentru că era posibilitatea ca să-mi iau bătaie de la cel de Rico. Pentru că tot timpul se întâmplă asta. Când vrei să te bați, cel care stă chill și nu face nimic, ăla va câștiga. Cum tu te bați, e posibil să muriți amândoi în același timp cum am murit mai devreme atunci cu Leon. Și nu mai rezolv absolut nimic. Absolut nada. Mamă, ce super. Ce super, băieți. Ce super am dat. Roza, uitați-vă, bă, ești nebun de unde a ieșit Roza, man. Lol. Nice. Am power prea mare și n-are sens, adică chiar îmi permit ca să mă duc în adversari. Oza. Tu ești cea mai Oza. Pericolaj vrea să-l ard rău de tot. S-a prins omul că vreau să vin pe el. S-a prins. Asta o să fie match-ul meu. Am power-up prea mare și îmi permit. Este foarte low și el. Dar cum pot eu să bat cu peretele? Spuneți-mi. Tell me. Uite ce intervine. Ce intervine cotețul. Vrei să câștigi match-ul, băiatul meu? Ok, dacă pierdeam match-ul ăsta, chiar dădea mare rage. În fine, dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, de abonare. Mă bucur că am reușit să fac un nou record și nu știu dacă o să mai pușesc foarte, foarte tryhard. Bine, uite, am jucat aici câteva match-uri și am pușat pe episodul ăsta. Nu zic nu ca să mai pușesc și sezonul acesta. În fine, dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!